お元気ですか、クリスさん。元気です。ありがとうございます。Mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc mult pentru că sunteți aici, Cristian Laibă. Și pentru invitație. Pentru bucuria de a fi descoperit un om care cu discreție și cu o gentilețe cu totul aparte m-a purtat pe mine într-o lume în care știu că mi-aș dori să trăiesc. Este o lume în care și pentru dumneavoastră a însemnat o întâlnire destinală cu... Sensei Machida. Sensei Machida, Kenshinsai. Sensei Machida. Dumneavoastră puteați să fiți un excepțional director de IT într-o multinațională sau într-o bancă, dar ce s-a întâmplat? Da, probabil. Acum deja sună foarte, foarte îndepărtat acest moment. Într-adevăr, eram pe punctul de a fi acceptat într-o bancă pe partea de IT. Când am aflat de vizita unui expert japonez în Europa, era, cred, pentru a doua oară când venea în Europa și când pleca din Japonia, un om deosebit și nici măcar nu a fost o alegere dificilă. Am preferat să pierd acel job și să mă duc să îl cunosc pe acel om. M-am dus, am făcut-o și nu regret deloc. Chestia asta mi-a schimbat oarecum viața și nu am fost încă atunci convins că este cea mai bună alegere, dar am fost foarte liniștit și foarte împăcat cu mine. Adică în niciun caz nu am regretat alegerea făcută. Nu am continuat să practic neapărat cu acel maestru. Unde era maestrul acesta? Maestrul acela venise în Franța, la un seminar în Franța. În Franța a fost, da, 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 da. Este vorba de Shimazu Sensei, cu care sper că la un moment dat să mă reîntâlnesc, pentru că a fost o întâlnire pe cât de scurtă, pe atât de intensă. Adică a schimbat foarte multe lucruri în mine și m-a făcut să-mi dau seama că este ceea ce vreau cu adevărat și n-am regretat absolut deloc. V-ați așezat pe cale limpede, nu, da. IT, nu viața, da. Da. Cotidiană a unui cinstit multinațional, să zic așa. Au mai existat mici momente în care câteva luni am mai lucrat, dar a fost în domeniul IT, dar a fost o chestie de circumstanță. Uh-huh. Și alături de oameni de calitate. Cum s-a făcut treptat că ați ajuns într-o echipă care a fost primită la Curtea Imperială, nu? Da, da. Trebuie să încep cu începutul. Toată lumea știe că artele marțiale au fost interzise înainte de Revoluție, a venit Revoluția, s-a dat liber și practicării artelor marțiale, care sunt de mai multe feluri. Undeva în capul meu era ideea de tradiție. Iar eu vedeam, la vârsta de atunci, vedeam lucrurile într-un anumit fel. Poate un pic prea visător, dar continuam să văd lucrurile așa cum știam eu. Fără îndoială, unele lucruri erau mituri din filme, despre samurai și despre luptători dintr-un ținut îndepărtat. În niciun caz, artele marțiale nu erau pentru mine ideea de concurs, campionat, organizare de tip federații. Și acesta este motivul pentru care am început să iau legătura cu experții din Europa, pentru că la noi nu se practica. Erau vorba de școli tradiționale, așa numitele riuri. Riu înseamnă de fapt o curgere a înțelepciunii pe care o generație o are și o duce mai departe. După un număr de generații, această înțelepciune acumulată, această experiență de viață poate căpăta denumirea de școală. Abia atunci se poate numi ca o școală. Adică, practic, o școală japoneză nu este o școală japoneză de arte marțiale, nu este ceea ce noi numim printr-o școală, un sistem educativ oarecum impersonal. Este vorba de un maestru care este în fața în fața tuturor și este respectat din cauza ceea ce știe. Nimic nu este impus, da, este o autoritate reală, da, nu a unei valori, pe care tu o resimți, exact, ca fiind, exact, autentică. Exact. Și chiar dacă ceva în tine se împotrivește, n-ai cum să te
potrivești evidenței, faptului că el poate și tu nu poți. Poate că e momentul să revenim la, la Sensei și Sensei Machida, să, da. Machida și să ne spuneți poate pe scurt povestea cu fiul său și apropo de autoritatea da. Corectă și reală. Da. Dânsul a practicat, a avut ocazia să practice artele marțiale făcând parte dintr-o generație foarte avansată ca vârstă, acum are aproape 84 de ani. Dânsul a avut ocazia să cunoască niște maestri ai unor alte generații și niciodată nu a făcut un rabat la calitate, la ceea ce a practicat dânsul. Odată cu al doilea război mondial, artele marțiale au fost interzise și în Japonia de către americani. Iar după un număr de ani, după 7 ani aproximativ, ele au început să fie permise mai întâi partea de luptă cu mână goală și orice nu aducea militarism japonez, ca să nu se stimuleze din nou revenirea la ceea ce a fost Japonia odată. Ăsta a fost un moment în care încet, încet japonezii au redescoperit artele marțiale, dar cu un set de mituri în ele, cu propagandă și Sensei Machida în acel moment, deși avea imediat după război, avea un dojo, un loc de practică în mijlocul Tokyo-ului, deci o poziție foarte bună și probabil că și respectat de foarte mulți, pentru că altfel n-avea cum să ajungă acolo și economic nu putea să susțină o sală acolo. A ales ca să întrerupă practica artelor marțiale, văzând direcția în care evoluează ele. La ce mă refer? N-au mai existat maeștri adevărați, valori adevărate și atunci oamenii au început să se grupeze în organizații care să-și dea diverse nume. S-a ajuns la federații. Interesul era strict către putere, influență și bani în final. S-au standardizat foarte multe dintr-o practică marțială, o practică al cărei scop în realitate era de a avea o relație directă între elev și maestru. Practic s-a ajuns la o relație între un maestru undeva departe, poate nici nu ajungeai la ei, și la un număr mare de elevi. Nu poți să instituționalizezi o relație directă. Orice cadru și încadrare rupe din fluiditatea și cursivitatea și din relația emoțională pe care o dezvolți cu acel maestru, pe care îl recunoști ca fiind maestru. Ăsta este motivul pentru care Sensei Machida a întrerupt să mai practice arte marțiale și s-a refugiat, să zicem, pe o altă cale, pe aceea religiei, a preferat budismul ezoteric japonez, a început cu Ramura Tendai, pe care se pare că a ajuns foarte, foarte departe, după care, nu știu exact din ce motive, a început budismul Shingon. Poate mai complex, budist care, sincer să fiu, mă interesa și pe mine ca practică spirituală, nu neapărat ca o religie, pentru că ei acolo nu-l văd ca o religie. Timp în care a fost departe de familie, de ideea de familie, s-a retras undeva în munți pentru a practica aceste căi. Și mai târziu, când s-a reîntors în societate, el nu a mai început să predea. A preferat să țină ceea ce știa pentru el, iar copiii pe care i-a avut niciodată nu au realizat valoarea tatălui lor, pentru că practic era un bătrân, un călugăr, care din când în când mai practica ceva cu sabia lângă templu. Cineva care arăta precum, iată, un bătrânel, să zicem așa, la 80 de ani, la noi arată cu totul altfel. Da. Ei bine, unul din copiii dânsului, și anume Takeshi Machida, a ajuns la 18 ani, campion de judo al provinciei Chiba, de asemenea locul 2 sau 3 la karate, tot pe provincia Chiba, la categoria lui de vârstă. La un moment dat a ajuns acasă și a făcut greșeala să afirme în prezența tatălui său că el, făcând judo și karate la un asemenea nivel, deci campion de provincie, este asemeni vechilor samurai. Chestie care a trezit niște priviri foarte tăioase de la tatăl său, care l-a rugat să nu mai folosească termenul de samurai și de un vechi războinic, legat de practica pe care el o făcea în kimono la adăpostul unor saltele într-un cadru organizat în care niciun caz nu era vorba de șansa de a-ți pierde viața sau de a lupta pentru viața ta, sau erau niște
copiii care luptau pentru un premiu. Un ca și cum. Exact. Da. La adăpostul unui juriu, unui arbitru care sancționa orice comportament adică, ilegal. Adică, fenomenul real, declasat din realitatea absolut. Și pus într-o zonă de confort, de căldură. Și de altă motivație. Vorbim de o cu totul altă motivație. Nu mai era ceva vital precum samuraiul. Viață sau moarte și, de fapt, viața așa, nu în sensul neapărat extern, ci și intern, ci un ceva comercial. Takeshi Machida, fiul lui, în momentul acela, cred că avea peste 100 de kilograme și a încercat să-i explice politicos tatălui său că totuși el are o practică sănătoasă în spate și că are o forță foarte mare și că vorbește prin prisma ceea ce chiar poate să facă. Evident, referindu-se la abilitățile lui fizice. Și, practic, văzându-l pe tatăl lui, doar că se antrena ocazional cu sabia, deci fără să-l vadă vreodată cu un partener, a atins cumva să nu-i acorde girul unui adevărat maestru. Trăind cu el acolo, n-avea cum să înțeleagă adevărata lui valoare. Și chiar l-a invitat pe tatăl lui să încerce să aibă un schimb amical de tehnici. Povestea o știu chiar de la Soshihan, instructorul școlii, care este Takeshi. Este acum instructor al acestei școli. Două zile la rând, tatăl lui a măturat cu el prin curte. Fiul 100 de kilograme, tatăl probabil 60, o vârstă înaintată. Și antrenându-se ocazional cu o sabie, singur, fără partener. Fiul lui a fost șocat pentru că nu a înțeles ce îi se întâmplă. Dacă ar fi înțeles ce îi se întâmplă, poate era mai ușor. Poate înțelegea că era o tehnică de judo sau de karate. Dar ceea ce îi făcea tatălui venea dintr-o altă sferă, dintr-o altă dimensiune. Și atunci, practic, el n-a avut bagajul necesar de cunoștință, nici măcar să înțeleagă de unde vine chestia asta. După încă 2-3 zile în care a încercat să înțeleagă cum poate un asemenea om să-l învingă pe el, campionul provinciei la categoria lui de vârstă, a decis că va merge mai departe alături de tatăl său și că vrea să-i devină elev. Moment în care relația între cei doi s-a schimbat. Da. A devenit un continuator al unei tradiții. Tatăl lui a spus că dacă va începe acest drum, va trebui să-l facă și foarte bine, pentru că nu este un elev oarecare, este fiul lui și ar putea să fie singurul care duce mai departe tradiția, pentru că în acel moment el nu avea elevi. Și atunci a zis, dacă încep din nou să predau pentru tine, o să fac ca tu să duci mai departe chestia asta, așa că gândește-te bine cât de tare vrei să te implici. Această dimensiune de care vorbeați este o dimensiune pe care noi, de la distanță, am definit-o ca fiind energetică, energie. Adică, cu alte cuvinte, un om de 100 de kilograme nu poate să-l ridice de la pământ pe maestru, care are 60 de kg și are 80 de ani. Chiar dacă fizic, prin forță musculară, lucrul este evident, nu poate fi ridicat de jos. Cum? Prin ce? Explicația pe care o dă Sensei Machida acolo, în clipul pe care îl vedem la un moment dat, este că omul este o verigă de legătură între cer și pământ, care este parcurs de ceea ce se numește chi, energie. Explicația pe care o dă dânsul și o susține prin ceea ce face, este că în momentul în care acea energie se duce în sus spre cer, el este ușor și poate fi ridicat, se mișcă, atunci când acea energie se duce în jos, ea se împământează și devine mult mai stabil. Evident că fiecare are această energie, doar că nu suntem neapărat foarte învățați să o folosim. Evident că atunci când plecăm de la muncă, s-a terminat ziua de lucru, ne simțim foarte ușori. Și evident că atunci când poate venim, nu știu, după un weekend foarte plăcut la muncă, la o muncă care nu ne face neapărat plăcere sau nu este pasiunea noastră, s-ar putea să ne simțim un pic mai grei. Uh-huh. Și această percepție este ceea ce el amplifică foarte tare printr-o practică, prin elemente de conștientizare, elemente care duc la conștientizare în corpul lui, este asociat cu respirația, pentru că într-o primă fază putem asocia ideea de chi cu ideea de respirație. Cu alte cuvinte, ca să vă mulțumim pentru că sunteți un fel de traducător din două contexte culturale și nu este simplu.
când îți zburdă inima și te simți ușor ca fulgul, asta înseamnă că e o energie ușoară care te duce spre... Da, este o energie care se duce undeva în sus. Ascensională. Exact, exact. Iar energia grea, densă, când ți-e scârbă de mersul la serviciu, este ceva grosier care stagnează undeva. Și atunci, acest gen de energie poate fi controlată astfel încât să o evoci într-un anumit moment dat și îți dă o greutate. Pe românești este te lași greu, da, cumva. Da, da. Te, da, lași greu acesta. Sigur, sigur. Este o putem întâlni și la animale, încercând să mutăm dintr-un loc o pisică sau un câine care nu vrea să fie mutat din acel loc. Se lasă greu. Se lasă greu. Dar asta este o chestiune care îți crește fizic, oare greutatea măsurabilă? Nu, e un altceva. Pe de o parte, posibil să crească ceva fizic, nu foarte mult. Se spune că de obicei cei care sunt morți sunt mai grei și sunt mai greu de urnit. În schimb, pe de altă parte, la un moment dat vorbim de o energie in sau negativă, dar nu în sens rău, în energie care curge în alt sens și care practic preia din energia celuilalt și atunci automat că celălalt simte că nu poate, se simte neputincios, să zicem.75キロ、これ体重。Prefer să nu folosesc neapărat termenul de energie de multe ori, pentru că lumea tinde să-l asocieze cu ceva undeva într-un plan intangibil. Da, o fel de metafizică, exact, speculațiune. Exact. Și tind să creezi o anumită imagine despre ea, iar atunci când nu ajungi la imaginea respectivă prin practică,
te blochezi și ai impresia că este apanajul unei, nu știu, unor maeștri care trăiesc în Orient, sigur, nu știu sigur. Unde. Sigur, apropo de Costas Danau, de Magul din Java, vorbeam de faptul că similaritățile dintre dumneavoastră și pe maestrul dumneavoastră l-ați găsit precum în carte, v-ați dus în Japonia pe stânga. Da. Da. Știam că el este unul dintre elevii lui Sokei Chiyobai. Sokei Chiyobai este cel care a făcut cunoscută tradiția Takedaryu în, după război. Primul meu profesor, sensei Roland Maroteau din Franța, a studiat pe această linie. Doar că la un moment dat am preferat să mă duc, linia dânsului era o linie care trecea printr-un alt profesor japonez, Nakamura Sensei. Iar acesta a preferat să, pentru o deschidere mai mare, a preferat să aibă inclusiv sisteme competiționale, sisteme simplificate, s-a adresat copiilor, ceea ce nu este un lucru rău. Problema este că scade undeva nivelul tehnic și riști să te, să te trezești într-o chestie foarte instituționalizată, cum vorbeam. Da. Și atunci, aflând că există Sensei Machida, care este elev direct al lui Chiyoba, l-am căutat și am reușit să-l găsesc în Japonia. Noi acum îl vedem pe fiul. Da, este fiul cel lui care Sensei Machida. L-a contestat, sigur, și avea, sigur, 100 de kilograme. Da. Ce vedem acum? Vedem o demonstrație la castelul Sekiya, un castel care este aproape de istoria familiei Machida. Este o demonstrație de tameshigiri, de folosirea unei săbii reale pentru a tăia. Să zicem că este ușor să tai ceva. Problema este când trebuie să tai ceva și să te mai și oprești, când trebuie să ai și frână la energia mare pe care o ai. Și aici vedem tăierea unei legume pe capul unei doamne. Credeam că s-a terminat, dar nu s-a terminat, a urmat și testul meu. Dacă taie prea aproape de mine, mai încolo o să ajungă la nas, dacă taie prea mult până jos, ajunge la mâini. Da, în momentul acesta putea să vă reteze nasul, pentru că... Da. Uh-huh. Și au fost niște emoții deosebite. A urmat încă unul și încă în după-amiaza respectivă a mai fost încă un test similar. Da. Nici măcar nu știam ce o să se întâmple. Uh-huh. Sunt practic cele două aspecte de care se vorbește în practica sabiei. Există așa numita sabie care omoară și care este... Evident că omoară pentru că are capacitatea de a tăia. Și atunci o forță brută, manevrând o asemenea sabie, da, poate să taie exact cum vedem în aceste documentare, în aceste filmări. Ceea ce taie sensei acolo este un tatami japonez, rulat și stat, ținut în apă, ca să aibă consistența gâtului. Nu este ceva tare, trebuie să tai ceva moale, deci acolo trebuie ceva tehnică. Deci mai întâi este Satsujinken, sabia care omoară, și orice brută riscă să fie confundată cu un războinic. Este ceea ce la un moment dat Takeda Shingen a spus, pentru că doar face uz de forța respectivă și chiar poate face abuz, nu uz. Aveți aici o sabie, un cuțit de fapt, Da. Care poate să fie sabia care omoară de asemenea. Sigur. Și după aia este sabia care dă viață, Katsujinken. Katsujinken înseamnă sabie care chiar câștigă și uneori are sens de resuscitare, în sensul de a da o nouă viață. Asta e ceea ce am văzut acolo. El a reușit să păstreze atât viața mea, cât și a doamnei din imagine, da. În ciuda faptului că s-a oprit cu sabia foarte aproape de gâtul ei. Asta înseamnă un control fantastic. Și asta înseamnă să știi să iei într-adevăr o decizie foarte bună, cum ar fi aceea de a tăia, dar trebuie să fie un moment bun. Și trebuie să nu tai mai mult decât trebuie. Trebuie să poți să judeci tot contextul. Lama voinței noastre, sabia voinței noastre, de fapt, este această sabie, da. Totul se aplică în interior, da. Să știi până unde să decizi, exact. Să desparți apele, să delimitezi, să spui până aici, dar adaptat, astfel încât să nu fie o luptă, ci un dans, exact. De ajutor. Practic, ceea ce se caută în arta sabiei, mai ales după ce Japonia a depășit etapa ei de războaie masive, acel Sengoku Jidai, în care toate clanurile se războiau între ele și s-a ajuns la pacea Edo, samuraii s-au găsit într-o situație oarecum ciudată și aceea de a nu mai avea un scop, pentru că nu mai existau războaie.
Și atunci, încet, încet, unii dintre ei au interiorizat foarte mult această practică și au considerat că au pus în practică ceea ce unii spuneau de mult, faptul că trebuie tăiat răul și nu persoana din față. Uitați, acum, de exemplu... Da, Sensei Machida a făcut o demonstrație de iai în care eu sunt cel care inițiază atacul și, practic, eu sunt cel... eu inițiez atacul, iar el îmi răspunde după și din cauza eschivei nici măcar nu mă taie. Deci reușește să facă o eschivă, sabaki la japonezi. Sabaki înseamnă, de fapt, a manageria. Nici măcar nu înseamnă eschivă. Este distanța perfectă la care el nu este tăiat și, și în același timp mă controlează. Eu nu pot să-i mai fac ceva după aceea. Toată arta strategiei la japonezi este o înțelegere foarte bună a principiilor de yin și de yang, de o strategie. Asta este hyoho sau heiho. Asta este denumirea corectă a artelor marțiale. O strategie grație căreia înțelegi punctele slabe și punctele puternice ale adversarului. Nu te arunci în cele puternice, încerci să le exploatezi pe cele slabe. Dacă faci asta corect, e posibil să nu ajungi nici măcar la un conflict armat. Asta este scopul. Asta este scopul, da. Există o frază celebră în istoria artelor marțiale care spune heiho wa heiho nari. Aparent este o repetiție. Heiho înseamnă heiho. Este evident că heiho înseamnă heiho, dar este vorba de două ideograme diferite. Heiho scris ca strategie, iar celălalt heiho este ideea de la pace. Capacitatea de a aplica corect strategia este cea care aduce pacea. Pentru că ați vorbit de ideograme, ce avem aici? Sunt niște cărți de... Acolo avem o parte, este un volum dintr-un set de 20 din strategia militară a școlii Takeda. Este, sunt piese de muzeu, efectiv. Da, cred că este prima ediție tipărită, adică undeva început de secolul XVIII. Este vorba de un ansamblu de strategii militare dezvoltate de faimoșii 24 de generali ai lui Takeda Shingen. Este și ilustrată, după câte știm. Da, la un moment dat apar niște hărți militare. Adică avem o frunză care are un semn de carte, probabil, da, cât se poate de natural. Așa este. Da. Revenim la sursa artei marțiale, care este, de fapt, arta legării. Acolo cred că era o hartă. Era o hartă, da. Da, da. Aici, de pildă, îmi spunea dumneavoastră că, la un moment dat, apare și nava, apar familie. Conflict naval. Conflict naval între două clanuri, cel de aici fiind... Avem stânga clanuri. Și dreapta, cel din stânga de aici Da, este familia Takeda, are și monul, emblema familiei Takeda. Dacă nu mă înșel, unde e ceva... Un romb, se cheamă Takeda Bishi, diamantul familiei Takeda. Da, asta este o hartă ontologică a conflictului, în stânga o tendință, în dreapta o altă tendință. Da, da. Care se regăsește în noi. Da, pe de o parte, pe de altă parte poate fi ceva ce chiar s-a întâmplat și îl iau ei ca model. Și este vorba de strategia de așezare a navelor într-un anumit fel, încât, exact cum e la șah, se poate da șah și atât. Da. Șah, șahmat, doar din aliniere, dintr-o poziționare corectă poți să-ți învingi adversarul. Este momentul în care aproape că nu mai ai nevoie de acea acțiune. Precum violentă. Motanii sau pisicile stau, foloseați analogia aceasta, da, da. Mai ales în perioada împerecherii, își dispută femela prin poziții reciproce, care uneori sunt suficiente. Știu că în etologie s-a studiat lucrul acesta. Da. Forme de a semnaliza capacitatea pe care o ai, să zicem, puterea, și atunci lupta este evitată, special conservată. Da, și s-au făcut experiențe. Au fost puși diversi subiecți să stea în ceea ce se numesc posturi de putere. Posturi care de putere. Emană putere. Activitatea glandelor lor și semnele lor vitale au fost diferite. Zhuang, la chinez, stâlpul, exact, mabu. Exact, postura stâlpului, acel mabu, sigur. Și este ceea ce la japonez se numește kamae. Kamae are sensul de
atitudine, deci nu se referă neapărat la modul de împământare, dar găsim ideea de atitudine interioară. Foarte mulți traduc ideea de camaie ca o postură cu sabia sau cu mâna goală, dar nici pe departe. Este vorba de o atitudine interioară și este termen preluat din teatrul nou. Primii care au reușit să exprime în scris o anumită trăire pe care ar trebui să o ai în teatru, ca să convingi publicul de ceea ce faci acolo, au fost cei care au creat teatrul nou. Deci avem din celălalt volum. Da. Și aici avem inclusiv un dicționar de sanscrită, o altă dovadă a importului de cultură și a respectului foarte mare pe care l-aveau pentru cultura chineză și cea indiană, pentru sursele budismului. Iată o perspectivă care sintetizează și nu opune tradiții. E sigur, o esență a tuturor. Și, e un lucru fantastic în Japonia, faptul că se tolerează. Se tolerează tradiții și se îmbrățișează elementele pozitive. Aici se găsește elementul mai comun. Mai bine sanscrită? Da, 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 absolut. Da. Cu un dicționar pentru termenii respectivi din sanscrită. Da, au capacitatea asta de a prelua elemente și de a le duce pe alte planuri, pe alte etape, de a le perfecționa foarte, foarte mult printr-o muncă foarte migăloasă. Adică ei foarte multe lucruri nu sunt ei cei care le-au creat. Le-au preluat din altă parte, ca și sabia. Ați spus textele că filonul budiste, tibetan a fost important. Da, în ceea ce privește budismul ezoteric, au luat din doctrinele tibetane. Vă propun să revenim la acest dans al energiilor în care celălalt se cere protejat. Ați avut la un moment dat a trăi pe propria piele filozofia aceasta, pentru că de fapt filozofia ar fi trebuit să însemne experiență directă. Poate ne puteți povesti interacțiunea pe care ați avut-o, poate o să vedem și într-un film la un moment dat. Sigur, ați avut un deget. Povestea a plecat mai întâi de la faptul că Sensei Machida este mic și că în general noi europenii suntem mari, dar în afară de asta își au și ei persoanele lor de talie mare, iar Sensei Machida la un moment dat a avut un elev, un sumo, care este evident foarte mare. Atât ca înălțime, cât și ca greutate. Exact, și ca masă musculară, ca brațe. Dacă vorbim de aikijutsu în care tehnicile sunt articulare, este absolut imposibil să ajungi la cotul unui sumo și să-i faci ceva. Atât eu, cât și Sensei Machida, care este mai scund și mai mic. Sumo a fost foarte politicos și a întrebat dacă este potrivit pentru el să practice asemenea artă marțială, dacă este ok și pentru el. Sensei Machida n-a avut nicio problemă, l-a invitat pe tatami, l-a bătut ușor peste mână și i-a arătat, uite ce puternic ești tu, în mod sigur nu mă pot pune cu forța ta, dar ceea ce facem noi aici este o sincronizare a forțelor. O să încerc să aplic forța mea mică într-un loc în care tu ai forță și mai mică. Și în momentul în care l-a bătut ușor peste mână, i-a prins degetul și fără să-i rupă acel deget, l-a fixat la sol, pentru că durerea e destul de mare, dintr-un anumit unghi ești imobilizat. Chestii pe care le-a aplicat și pe mine. Trecând prin experiența unui deget rupt la antrenament, știam că durerea nu este atât de mare, este mai degrabă o arsură și se amplifică la antrenamentele mele. Personale, da, nu cu da, sensei. Nu acolo. Dânsul nu mi-a făcut nimic niciodată. Are un control fantastic. Și chiar dacă există durere, în momentul în care mă uit la fața lui, fața lui nu transmite nimic rău. Din contră, este fața unui părinte care își dorește ca să aibă un copil să care... Să protejeze copilul. Da, și să prindă. Își dorește să se învețe. Facă înțeles. Da. Adică, chiar dacă mesajul pentru mine poate fi dur, el știe că în felul ăsta se face cunoscut. I-am spus... Sensei, chiar dacă mi-ați prins degetul și mi-l luxați, cred că pot ajunge totuși la gâtul noastră după ce scap de acel deget. A râs și cred că, pe de-o parte, s-a bucurat că am ajuns la concluzia asta, pentru că inițial eram ținut la distanță de propriul meu deget. Am decis că o să mi-l luxez ca să ajung la gâtul lui Sensei.
A fost absolut imposibil, deci deși m-am focusat pe a-mi luxa degetul sau să scap cumva din acea priză, a fost absolut imposibil să scap, de fiecare dată sensei se mișca, încât eu mă găseam în imposibilitate de a-mi rupe degetul și de a ajunge la el. Vă proteja, practic, degetul? Exact. A zâmbit și mi-a spus, în primul rând, țin la tine. Și am zis, da, sensei, știu asta, adică simt că țineți la mine. Din cauza asta, țin la degetul tău și nu vreau să ți-l rupi. Am zis, da, înțeleg și asta. Dar este momentul în care tu ți-ai rupe degetul, nu m-aș mai proteja nici măcar pe mine. Tu ai fi capabil să ajungi la mine. Având grijă de tine, practic, eu am grijă de mine. Este o filozofie fundamentală aici. Da, și aici apare, într-adevăr, acel Jihi no Kokoro, acea deschidere a inimii, spun ei, dar nu este neapărat inimă. Noi traducem, de obicei este, Kokoro este tradus din japoneză ca fiind inimă, dar mai degrabă acum este o prezență. Acum, scuzați-mă, vă spunea, lovește-mă cu dreapta și nu puteați, chiar dacă mâna era disponibilă. Exact, mâna este disponibilă, dar alinierea este suficient de bună încât să nu ajung la el și chiar dacă ajung, apare durerea. Este o alternanță între diverse puncte care dor și practic sunt diverse puncte pe scoarța mea cerebrală care mă țin la distanță și nu mă lasă să atac. Prin priză se creează zone de inhibiție corticală și implicit motorie. Da, da, motorie. Da. Revenim la faptul că sensei a spus, ți-am protejat degetul tău și numai în felul acesta mi-am protejat propria ființă. Da. Cu alte cuvinte, singura manieră de a putea negocia cu dușmanul este aceea de a avea grijă de el. Da. Noi suntem protejați, doar așa? Practic e vorba de, dacă spunem așa, poate nu e neapărat foarte clar, mai ales într-o situație violentă. E vorba de a-l înțelege, e vorba de a încerca să înțelegi. Dacă ești atacat pentru că ești într-un loc prost pe stradă, într-o situație proastă, dacă ești atacat pentru că cineva are ceva cu tine personal. E important să faci diferența între astea și să vezi exact ce anume a dus la acel conflict. Pentru că o cunoaștere bună a acelui conflict, fie că este undeva între mine și cineva, fie că este între mine și ceva, conflictele pot fi între mine și ceva, astea duc naștere la reacții violente. Și atunci o reacție violentă poate să fie o lovitură pe care eu o primesc de la acel adversar pe care nu l-am înțeles sau l-am subestimat. Poate eu am impresia că îl înțeleg, dar capacitatea mea de înțelegere nu e suficient de mare. Iar în ceea ce privește, să zicem, partea internă, poate eu nu-mi înțeleg o anumite probleme pe care le am interior și astea încet, încet, de la frustrări pot ajunge la boală. Și din cauza asta, artele marțiale întotdeauna și-au spus Goshin Jutsu, protecție, iar noi tindem să credem că e vorba de o protecție corporală, strict în sens de autoapărare fizică. Nu, e vorba de o apărare a mea, pe termen scurt, de cineva care vrea să mă lovească sau să-mi ia ceva, dar e și mai importantă apărarea pe termen lung. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că eu pe termen lung s-ar putea să am obiceiuri care să îmi facă rău. Și atunci, inclusiv antrenamentul pe care l-am la vârsta asta, dacă îl amplific, să zicem, o dată cu vârsta va fi mai prost și mă va distruge. Trebuie să înțeleg și să fac toate corelațiile, să am permanent toate datele problemei. Asta este Goshin Jutsu, ideea de autoapărare pe termen lung. Se referă strict la mine. De pildă, o mică paranteză, nu mai folosiți scaunul european de ceva timp? Da, este adevărat. A fost alegerea mea personală, deci nu este o chestie pe care să o impun cuiva, dar am rămas surprins de flexibilitatea unor oameni pe care i-am găsit acolo și sunt, în principiu, japonezi care nu au îmbrățișat modul de viață occidental, adică nu și-au făcut repede o cameră decorată în stil occidental, cu fotoliu și cu toate cele. Au preferat să stea pe jos, ocazie cu care am observat clar o altă flexibilitate la nivelul șoldului, care le permite, unu, să fie foarte rapizi în ceea ce fac, marțial vorbind, doi, cred că sunt mai dinamici, adică flexibilitatea aia se vede și la minte, se vede în stare. Postura pe care o avem acum este o postură care e mai bună pentru a ne păstra pe termen mediu și lung corpul. Da, și este o postură pe care o aveau și strămoșii noștri pe vremuri, care nu beneficiau de scaune și de fotolii și stăteau undeva destul există de aproape de sol. Există consecințe și digestive? Sigur, sigur. Există o altă presiune asupra aparatului digestiv. Și din cauza asta, odată cu apariția culturii occidentale și a modei occidentale pe care japonezii o copiază, au apărut și boli pe care nu le aveau înainte.
Și asta ține și de postură odată, ține și de, evident, și de ceea ce mănâncă. Pentru că odată cu civilizația occidentală a pătruns și ideea de fast food și așa mai departe, pe care ei nu o aveau acolo. Și asta se vede. Avem japonezi înalți, avem japonezi grași. Apropo de cazul Okinawa, da, da. Și de faptul că acolo sunt un fel de Eden al sănătății, longevității, decontextualizați, duși în America, fac și cancer pe capete. Da, da, da. Sper să facem o emisiune viitoare dedicată experienței dumneavoastră cu acest spațiu cultural. Sigur, sigur. Okinawa a fost absolut ceva deosebit. Diferit de Japonia. Dar revenind la decontextualizare, prin urmare, recomandăm tuturor celor care ne privesc să revenim la poziții corporale firești. Greu, totuși, mai ales că te zici, dumneavoastră, doar picioarele după oră de stat. Da, așa este. Da, da. Poziția poate să difere, adică e suficient să ne uităm la un copil. Un copil pus pe scaun s-ar putea să stea greu în poziția în care stăm noi, adică picioarele să ia târne de pe scaun. S-ar putea să și le tragă sub el. De ce? Pentru că are altă flexibilitate și se simte mult mai bine așa. Sistemul lui digestiv, să zicem, după aia funcționează altfel, există o altă presiune acolo. La fel în momentul în care se duce la toaletă. Și la noi erau altfel toaletele pe vremuri. Da. Existența scaunului scade presiunea pe intestine și așa mai departe. Apar cancere la colon și multe altele. Revenim la diferența dintre forță fizică, unica recunoscută în Occident, și un alt gen de energie, nu îi spuneți energie, dar în fine, îi spunem cred că este vorba de foarte multă flexibilitate și asta am plecat de la fizic, de la ideea de flexibilitate la șold, o putem duce mai departe, de la flexibilitatea membrelor se poate ajunge încet, încet la o flexibilitate mentală, ceea ce permite, unul, de a-l înțelege pe celălalt, doi, de a găsi soluții care poate pentru celălalt nu sunt la îndemână. Flexibilitatea mentală care reflectă flexibilitatea fizică. Și ce putem face noi pentru lucrul acesta? Mișcarea e importantă. Vedem din nou un film. Da. Pentru că toate antrenamentul se petrece pe stradă, efectiv. Da, antrenamentul este pe stradă. Aici este în fața casei lui Sensei Machida. Un pic mai în spate se află templu. Toda Sensei este unul dintre vechii săi elevi. Cel din stânga imaginii. Da, care nu se mai antrenează, dar de câte ori mă duc eu în Japonia, vine și el acolo să-mi servească ca asistent sau din respect pentru profesorul lui, se văd odată pe an, el locuiește undeva mai departe. Și e fantastic să văd o relație între Sensei Machida și un elev de-al lui de pe vremuri. Îl respect pentru vechimea pe care o are în artă și în același timp el mă respectă pentru implicarea pe care o am eu acum în prezent și a fost o uimire din partea mea să constat lucrul ăsta. Adică el practic îmi este superior, dar nu am, ca și vechime mă refer, dar nu am simțit deloc din partea lui nicio undă de superioritate. Da, antrenamentele sunt chiar în fața casei, nu este o stradă foarte... foarte circulată, dar mașinile încetinesc ușor în momentul în care ne văd, iar noi ne dăm la o parte. Ne salutăm reciproc, ne mulțumim fiecare pentru că și-a făcut loc celuilalt să treacă, se pleacă mai departe. Este o țară foarte, foarte civilizată. Poate chiar paradoxal ideea de arte marțiale în această țară. Da, dar da, nu aplicată pentru... spontan și cotidian, da, fie orice întâlnire în coordonatele acestea. Exact. E vorba de o întărire mai degrabă și de o formare a personalității decât de o aplicație reală în sens de autoapărare. Cristian, cum să ne flexibilizăm? Pentru că avem probleme cu rigiditatea, cu staza. Asta înseamnă boala. Da. Un om de, nu știu, hai să zicem, 40 de ani, ce ar avea de făcut, care nu mai e sprintent precum o gazelă la 9-15 ani, ce ar avea de făcut ca să-și reflexibilizeze? Vorbeam la un moment dat de Yijing, arta, cum întinerii tendoanelor sau ceva. Da. Tendoane, de fapt, nu sunt modificării tendoanelor. Tot despre asta e vorba. Da, vorbim și de tendoane, sigur, cum să nu. E vorba de tendoane și la nivelul tendoanelor, de cele mai multe ori, se regăsesc meridianele pe care le știm din acupunctură. Din această cauză, în măsura în care aceste tendoane rămân elastice și puternice, putem presupune că la un moment dat o să circule energie pe acolo. Această flexibilitate presupune ca
acea apă pe care noi o avem în corp, dacă vreți, pentru că toată lumea știe că avem în corp un foarte mare procent de apă, ideal ar fi ca apa aia să circule. Tendoanele, spre deosebire de mușchi, mușchii cedează odată cu vârsta, tendoanele sunt ultimele care cedează. Din cauza aceasta, dacă sunt antrenate corespunzător, este ceea ce japonezii numesc tanren. Este antrenament prin repetiție, dar ce fel de repetiție? O repetiție cu feedback. Adică nu repet ceva de 100 de ori, doar de dragul de a-l face de 100 de ori, pentru că așa mi s-a recomandat. Asta este o repetiție oarecum stupidă și moartă, care poate să înghețată. Ducă... Exact, da, nu are viață în ea și poate duce la uzură. Ei când fac asta, dacă o fac de 100 de ori, ei nu pun accent pe acel 100. El pun accent pe repetiția imediat următoare. Vivace, da, nu, evolutivă. Imediat următoare și de ce a doua repetiție este mai bună decât prima. Ce învăț eu față de cealaltă? Adică s-ar putea ca acea repetiție să fie, nu știu, în decurs de o oră să facă de 5 ori. Sunt oameni care se antrenează destul de rar, dar atunci când o fac, o fac foarte implicați în chestia respectivă și încearcă să fie implicați fizic, emoțional, spiritual, toată povestea asta și din cauza asta, ceea ce fac are un beneficiu real. În timp ce altcineva o poate face doar mecanic, mintea lui e în altă parte, da. Și nu numai că nu ajută ca și abilitate, dar din contră poate distruge corpul. Adică repetiția, pe de altă parte, este ceea ce uzează articulația. Uh-huh. Un efort repetitiv de lungă durată este ceea ce nu ne dorim. În același timp, nu ne dorim să stăm pe loc, să stagnăm. Deci și între cele două... să găsim echilibru între cele două. Este exact cum vă spuneam de sabia japoneză, care este undeva la mijloc. Dacă este prea tare, momentul acela devine casantă și se va sparge. Dacă este prea moale, nu va suporta sarcinile, nu se poate să taie. Și din cauza aceasta au găsit, practic, forma curbată, care este un rezultant al celor două tipuri de oțel folosite în lamă. Ei au căutat, practic, o soluție de compromis, să zicem, între cele două. Nu o sabie care să fie foarte tare și nici o sabie care să fie foarte moale. Din această cauză, cele două au fost forjate împreună, au fost bătute împreună. Forjarea aceasta este tanren, de care vorbeam, antrenamentul. Da. Și sunt bătute încât sabia să nu devină prea tare sau să nu devină prea moale. În momentul în care se face călirea, diferența de material produce forma ușor curbată a lamei. Lama este curbată și într-o parte este hamonul, este partea de oțel foarte dur, care este casant, în timp ce în partea cealaltă sunt straturile de oțel fin. Evident că arma în sine nu este neapărat bună, ea trebuie să fie folosită de cineva care să înțeleagă aceste valori și să le poată pune în practică. Mă puteți... Sigur. Cum se oferă? Sigur, se oferă cu lama spre mine. Da. În felul acesta eu sunt cel care mă pun în primejdie în caz de ceva. Da. Și e preferabil să nu atingeți pe lamă, fiind o lamă reală. Se ține de aici. Mulțumesc. Cu mare plăcere. Această lamă și acest obiect reprezintă în sine o condiție ontologică, prin urmare, către care să tindem cu toții. Da, este un simbol. Pentru ei este mai ușor, pentru că în cele trei lucruri mitice de la care pleacă cultura japoneză găsim perla și găsim totuși și lama de sabie. Din cauza aceasta pentru ei, da. Este ok. Deci pentru ei, practic, sabia înseamnă un fel de reîntoarcere la sursă și este foarte frecvent în Japonia ca oameni care nu au absolut nicio legătură cu ideea de arte marțiale să-și comande la un moment dat o sabie de la un maestru fierar, pentru că ea este o valoare și un simbol pentru ei. După ce m-am cunoscut mai bine cu Sensei Machida, pe măsură ce mi-a arătat la un moment dat niște poze, soția lui l-a rugat să-mi povestească un eveniment în care el s-a dus să se opereze de hernie. Și se vedea pe fața lui că este un pic emoționat, ușor jenat de acel moment. Soția lui l-a încurajat, hai povestește-i acum, dacă ai scos toată asta, trebuie să-i spui și ce ai făcut cu sabia la spital. Eu am crezut că n-am auzit bine, adică, sensei, sabie, spital, poate nu înțeleg eu ce trebuie. Și a zis, ba da, într-adevăr, m-am dus și am vorbit cu doctorul.
operația era clar localizată undeva în zona asta. Ceea ce înseamnă că eu, undeva de la abdomen în jos, eram imobilizat la pat. Dar asta nu înseamnă că eu trebuie să stau degeaba în timpul ăla. Și atunci mi-am luat la mine să citesc, să cultiv mintea mai departe, dar în același timp trebuia să-mi cultiv și nu pot să stau o săptămână în spital. Și atunci am cerut doctorului să iau în același timp o sabie scurtă reală și un baston de lemn de antrenament, un bochen, o sabie de antrenament. Evident că doctorul a fost surprins, adică vii la spital pentru o operație și aduci după tine două potențiale arme, una chiar o sabie adevărată. Și atunci el a încercat să-i explice doctorului, uite, eu sunt în vârstă, iar acum sunt bolnav pentru că undeva în corpul meu este un dezechilibru. Sabia pe care o am este atât de frumoasă, are o asemenea formă și are un potențial fantastic pentru că ea este echilibrată. Mă uit la ea și îmi dau seama că ar trebui cumva să regăsesc acele proporții ale armoniei, să zicem, undeva în corpul meu. Așa că de asta, dacă se poate să mă lași cu sabia, nu fac nimic, doar o admir din când în când. Iar cu bochenul, cu lemnul de acela de replica, practic o replică după o sabie, aș putea să mă antrenez ca să măcar să fac ceva cu mâinile, dacă tot stau degeaba o săptămână cât mă operezi tu. Și medicul a înțeles, se pare, a fost sensibil la cultura propriei lui țări și l-a lăsat să intre inclusiv cu un bochen de antrenament cu care el doar lovea în gol. Era o metodă de a-și stimula respirația, de a folosi mușchii spatelui, deși era întins și imobilizat la pat. Este un dragon, este un bochen un pic mai deosebit, în sensul că este acoperit cu o rășină specială, urușii se cheamă. Acest urușii este lăcuirea cu urușii, face parte din metodele tradiționale ale artei japoneze. Sunt oameni care fac asta și devin patrimonii culturale în viață, deci este o artă în sine. Și foarte dificilă, pentru că un strat de asemenea lac se usucă cam în vreo 3-4 zile, după care se polișează, se dă din nou un alt strat, se obțin chestii în relief și așa mai departe. Deci este deja multă artă, să zicem, implicată în baston, motiv pentru care el nu este folosit, această sabie de lemn nu este folosită la izbirea cu altă sabie, este doar folosită pentru ceea ce se cheamă shugyo. Shugyo este asceză, să zicem, personală, antrenamentul tău personal. Încerci să tai ceea ce este rău, îți imaginezi, exteriorizezi ceea ce este în rău. În tine, da, exact, da. Proiectezi exact. Și încauți da, să da, refaci da. În tine. Să iar rămâne. Aici pe mâner apare un dragon și perla, înțelepciunea și forța brută, forța masculină, partea de unire a celor două, masculin, feminin. Care sunt undeva exact în... Perla fiind un sumum, este, exact. Este comoara pe care... Da, da, da. Aceasta cred că se poate oferi... Sigur, sigur. Nu știu dacă se cade să vă cer... Sigur, cu mare plăcere. Da, eu am fost surprins în momentul în care Sensei Machida, la sfârșitul celui de-al doilea sejur al meu acolo, mi-a făcut cadou acest bochen. Este chiar bochenul cu care... Este bochenul cu care Sensei a fost în spital și bochen care, în mod normal, stă în templul său. Deci există niște poze, nici măcar nu l-am văzut la câte lucruri era un templu, era acolo. Vedem aici relația fundamentală. Da, da, da. Mulțumesc. Cu mare plăcere. Relația fundamentală dintre discipol și maestru, care este o relație profund investită. Nu poate fi altfel. Da, da, nu da. Poate fi altfel. Este precum cea dintre tată și fiu, pe deasupra un tată corect sub da. Toate aspectele, care este inițial pus la încercare până când pe propria piele fiul simte că este într-adevăr un model de la care se poate învăța. Da, așa este. Am realizat destul de târziu, pentru că da, citeam prin cărți ai nevoie de un suflet curat să înțelegi artele marțiale și așa mai departe, dar pentru noi ca occidentali nu prea se leagă, adică artele marțiale sunt o chestie fizică și violentă, să zicem, în timp ce partea de suflet parcă nu-și găsea legătura acolo. Da. La un moment dat, odată cu plecările mele în Japonia și antrenamentele alături de Sensei Machida, care vedeți, aici trebuia să mâncăm. Eram la masă, da. Dar a considerat că în acel moment este mai important să ne învețe ceva. Aici sunt chiar cu elevi din România. Am cum arată acolo. Un timp de masă cu sensei? Da. Nu există, practic, în afara perioadei clare de antrenament,
Orice altă perioadă poate fi folosită pentru antrenament și trebuie să fii pregătit pentru asta. Adică este una din chestiile pe care încearcă să mi-o transmită. Durerea e mare, bănuiesc, aici. Da, da. Și se schimbă de fiecare dată. Adică da, nu, n-ați încerc, bătut ca să... N-am bătut pentru că este și un test pentru mine cam câtă durere pot să duc. Este practic un test pe meridiane, dacă vreți. Dincolo de durerea fizică, el testează capacitatea mea de a recepționa și de a disipa acea durere. Este ceea ce se cheamă uke-kata și e foarte important la japonez. Este capacitatea de a primi. Este cum primești. Poți să primești ceva într-un mod absolut vulgar, încât ăla să nu-și mai dorească a doua oară să-mi dea ceva cadou, sau poți să primești ceva într-un mod absolut emoționant și simțit. Adică chiar mă bucur că primesc ceva ăla și realizez eforturile pe care acea persoană face să-mi dea ceea ce îmi dă. Și asta se întâmplă de la o chestie fizică, de la o farfurie, un pahar, până la învățătură. A primi, arta de a arta primi. Arta de a primi este... Dați-mi voie să vă ofer și Jasmuhin, radianță divină, da. Pentru că am avut un studio pe Jasmuhin, grație editorii For You și doamnei fondată de doamna Monica Vișan. A primi și a oferi, noi nu stăm bine la capitolul acesta, pentru că ne simțim probabil insecuri în societatea noastră, dușmănoasă, ne blocăm, ne închidem și atunci preferăm să oferim un cadou decât să primim și când primim zice, du-te naiba cu cadoul tău. Despre asta era vorba, să puteți primi? Da, este vorba de capacitatea de a primi și el mă testează. Este încheietura mai flexibilă, am mai lucrat de anul trecut. El își dă seama de lucrurile astea. Își dă seama, în momentul simte. În care îmi face, da, pentru că durerea poate să apară prea devreme. Știe exact cât să se ducă și, repet, în 11 călătorii acolo n-am pățit absolut nimic din cauza lui senzația macida. De fapt, nimeni nu m-a rănit acolo. Nu v-a rănit nimeni. Avem aici unul dintre certificatele. Da, este unul dintre certificatele. Dacă mai ai nevoie de ele. Nu ai nevoie de un certificat când simți în tine modificarea. Da. Este caligrafie? Este o caligrafie făcută de Machida Sensei și este pe stilul vechi, este ceea ce se cheamă un Shinanyaku, un certificat de instructor care pe vremuri servea angajării într-un clan de samurai să devii instructor acolo. La fel cum avem și acel kanban, este placa aceea de lemn, cel care este lângă cele trei săbini, care este pus... Este echivalentul licenței, autorizației de funcționare a unei firme, care o dă forul superior. Uitați, acum vedem diploma în termenii noștri, altfel spus. Da. Este o autorizație de funcționare pentru o ce sală scrie? În care cam eu ce zice să acolo predau. Pe ea? Acolo este denumirea școlii, Takeda Ryu Aiki no Jutsu. Iar pe spate nu se vede, este data în care a fost emisă. Ați reușit să vorbiți japoneză și să înțelegeți japoneză? Heihop, strategia școlii Aiki. Da. Da, am început să învăț limba japoneză, înțeleg o mare parte din ea. Partea mea de fluiditate în exprimare nu este lasă de dorit. Trebuie să mai exersez. Dar Sensei Machida este un om deosebit și în sensul acesta, pentru că atunci când vede pe fața mea cea mai mică urmă de neînțelegere legat de ceea ce îmi spune, folosește imediat sinonime. Foarte rar, când termenul este complicat și e nevoie de acel termen, mă trimite el direct la... Aici ce avem? Și de pildă, în imagine cam ce se spune, ce se scrie? Deci e un certificat? Aici, da. Aici este un certificat pe școlile vechi transmise în cadrul asociației lui. Acolo avem chiar Takeda Ryu Aikino Jutsu. Partea cealaltă, este numele meu. Invers decât în Europa. Exact. De la numele dumneavoastră. Da. Și se încheie. Iată. Se încheie aici cu data și numele celor doi profesori, Sensei Machida Kenshinsai, cel bătrân. Da. Și fiul său, Takeshi Fudoshin, este numele de profesor, numele, nom de plume, cum se spune. Nom de plume. Da, este, în tradiția japoneză e foarte des întâlnit ca pe măsură ce avansezi pe o anumită cale să capeți un alt nume.
Și asta se întâmplă la pictori, la practicanți de arte marțiale, la poeți, la... Da, la când intri în mediul monastic. Exact, domnule Cristian Leiber, suntem în ultimele 45 de secunde ale întâlnirii noastre. Vă mulțumesc tare mult. Și eu mulțumesc foarte mult pentru această ocazie. Sunt sigur că o să urmeze și un alt episod. Puteți încheia dumneavoastră în cele câte sunt 30-20 de secunde cu felul în care se încheie sau se ia rămas bun în relațiile din acea insulă, scuzați-mă, acel spațiu deosebit în care ne-ați portat astăzi. Vă rugăm și vă mulțumesc. Da, sigur. Makotoni arigato gozaimasu. Înseamnă că vă mulțumesc și tot sufletul sincer este implicat în lucrul ăsta. Makotoni arigato gozaimasu. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru această oportunitate.